Recently, we have provided some information for the Romanian Ministry of Defense about our product line of the Howitzers. We have several products. You can see here behind me, this is the Atmos. It's a truck-mounted gun, 155mm, 52 caliber. It can go into action in less than 1 minute and fire the first round, and then go and fire 6 rounds per minute for the first 3 minutes, and then continue firing. Can then leave the position in less than half a minute and be safe when the enemy rounds are coming into the position. Atmos este un tun de 155mm, calibru 52. Sunt folosit la multe țări în lume, care a fost vândut de mai multe de artilerie, de mai multe 100 bucăți. Sistemul este furnizat și deja făcut și vrem să-l facem în România. Și l-am oferit acum la armata română. The gun can be mounted on a 6x6 or 8x8 truck, depends on what the Romanian army will want, and we will support it. The gun can be operated with 4 to 6 people. It can carry between 18 to 36 rounds, and that we will work together with the Romanian army, and we will fit the solution to its best needs. Nu, noi nu obligăm pe ce sistem de vehicul să se pună, se poate depus și pe vehiculul care acum este făcut în România, Iveco. Orice tip de platformă, 6x6, 8x8, indiferent de platformă care aduce armata României. We are in Elbit, we provide the guns, we are platform agnostic and we can install and integrate it on any platform selected by the Romanian army. It could be a wheeled or a tracked platform. Diferențele între Atmos și Sigma, Atmos este sistem semi-automat care trebuie să fie 4 sau 3 oameni, depinde de armată, dar Sigma este sistem care este semănător ca torelă, înăuntru este operată de 2 oameni, e fully automated, înăuntru sunt toate bombile și se poate tras din el cu 2 oameni care operează sistemul. Este sistem de autoloader, este făcut în România, nu numai făcut, design în România, cu inginerii români care le avem deja de 25 de ani și face pentru noi multe proiecte și unul din proiecte este și Sigma, care s-a făcut tot sistemul automat de încărcat bombile în tun. Logica care este pe Sigma este de operat sistemul în loc de cu 4, 5 sau 6 oameni, numai cu 2 oameni care nici nu trebuie să ridică bombile. Totul este automat, făcut din sistemul înăuntru interior de la Sigma. Oferta noastră este de transferat majoritatea de tehnologie în România. Vrem să deschidem fabricile acolo înapoi, cum a fost odată în România, sunt deja se producea acolo tunurile de 155. Avem o mare cooperare cu toată industria din România. Scopul nostru este de produs, de asamblat și de exportat sistemele noastre, exact cum s-a făcut cu torelele, cu remote control pe station-ul, cu mortierele și acum să aducem și produsul ăsta Howitzer de 155mm.